În perioada 4-8 aprilie, la Centrul de Transfuzii din Drobeta, Turnul Severin, se desfășoară pentru prima dată la noi în oraș o campanie națională de donare de sânge. Studenții de la medicină din România, dar și voluntarii acestui proiect, fac un apel către populație să vină să doneze sânge ca să poată salva o viață. Donează sânge, fii erou, este un proiect al Federației Asociațiilor Studenților în Medicină din România. Iar prin intermediul oamenilor implicați, această campanie a ajuns și în Drobeta, Turnul Severin. Astfel, până pe data de 8 aprilie, cetățenii din județul nostru pot merge la centrul de transfuzii din municipiu să doneze sânge. A venit și ziua mult așteptată de locuitorii orașului nostru, căci am dat drumul campaniei umanitare naționale Azi Donezi, Mâine Salvezi, campanie în cadrul căreia îi așteptăm pe cât mai mulți oameni de bine să vină să doneze sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină Mehedinți din incinta Spitalului Județean de Urgență. Atât noi, voluntarii din Școala Post-Liceală Sanitară Gheorghe Țițeica, cât și doamnele asistente de la centru, îi așteptăm pe severinenii noștri în cursul acestei săptămâni și nu numai, să ne calce pragul locației și împreună să devenim eroi din spatele speranței celor aflați pe paturile spitalelor din România. Cei care vor dona sânge în cadrul campaniei vor beneficia de vouchere valorice, analize gratuite, dar își pot lua și o zi liberă de la muncă. Sperăm ca prin acest proiect, dar și următoarele, pentru că vor mai urma proiecte și în următoarele perioade, să conștientizăm populația potențial donatoare cât este de important să donăm sânge periodic. Donatorii vor primi pe lângă surprizele dulci și vouchere valorice atât de la mall-ul din oraș cât și de la o benzinărie, dar și tichete de masă, iar dacă doresc își pot lua și o zi liberă de la serviciu în ziua donării. Pe lângă beneficiile materiale, o să spun că donatorii vor beneficia de un set de analize mai complexe gratuite, dar și de aflarea grupei sanguine. Așadar, noi vom aștepta până pe data de 8 aprilie toți mehedințenii dornici de a face o faptă nobilă în Centrul de Transfuzie Sanguină Mehedinți, în curtea Spitalului Județean. Atât la nivel național, cât și județean, spitalele se confruntă cu o lipsă acută de sânge. Unul din 10 români internați în spitalele din România are nevoie urgentă de transfuzie pentru o nouă șansă la viață, iar numărul donatorilor este încă foarte mic. Cineva are nevoie de sânge o dată la 3 secunde, în medie este nevoie de 500.000 de unități anual în România. În București, necesarul zilnic este de 1.000 de unități, iar anul trecut doar 66% din cerere a fost acoperită. Nu există substitut pentru sângele uman.